După aceste câteva zile deosebit de călduroase pentru luna lui ianuarie, în weekend se instalează din nou frigul la Giurgiu. Vineri apar precipitațiile sub formă de ploaie, după care va ninge abundent și va viscoli zăpada. Precipitațiile se transformă în ziua de 16, se transformă în ninsori, iar din ziua de 16, ora prânz, orele prânzului, până duminică seara, sunt condiții de ninsori abundente cu care vor depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 25-30 de centimetri, dar în condițiile în care și vântul se va intensifica, o să avem probabil condiția de viscol, zăpada fiind ninsoarea sau stratul depus fiind pulberate. Potrivit meteorologilor, în ziua de duminică va ninge continuu și se va depune un strat consistent de omăt. De asemenea, senzația de rece va fi accentuată din cauza vântului, care va bate cu 40-50 de km pe oră. Apar din nou precipitații în tonul sezonului în care ne aflăm, ca apoi să fim pe valori normale la sfârșitul lunii ianuarie, adică valori în timpul zilei de 2-3 grade, iar noaptea -6-7 grade. Vremea rece se menține până la sfârșitul lunii și pe fondul aerului rece vor mai exista intervale în care va ninge. Din punct de vedere agrometeorologic, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor de grâu de toamnă pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime pe aproape întreg teritoriul agricol.